merge și de... Dacă Moise acționează remote... Tot ca să zic așa, trebuie să trag de el telefonic. Acum, ultima întrebare mi-a făcut ceva probleme adresată de Zaf. Păi adică da, mă, dar e ultima și... minute, știi, mă fierbe până în ultimul moment. Da, păi da, eu n-am încredere în tine, dacă o dai la prieteni și vor să ne ia bani. Da, și asta e. Înțelegi? Așa că mă asigur că nu se întâmplă lucrul ăsta. Bine, hai să vedem. 1600 de euro, cum ar veni. Ana Maria este din Oradea, bună dimineața. Bună. Bună dimineața. Bună dimineața, Ana Maria. Bine ai venit, ești în direct la Europa FM, la fel cum și noi. Suntem în direct pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Vă invităm pe Facebook ca să ne vedeți ce bine suntem toți trei. Pe Moise îl vedeți la prânz cât de bine e. Ana Maria, ce faci? La serviciu. La serviciu? Da, încântată ești. Singurică, singurică, cum ar veni? No. Cu colegele. Cu colegele. Câte? 3. Bună dimineața, doamnelor! Da. Bine. Nu v-au spus. Vă sună ele. E foarte mult entuziasm. Da. Bun. Așa este, uite, vezi, răspund mai greu. Avem un delay, la fel cum avem delay și pe Facebook. E normal să se întâmple lucrul ăsta. Bine, Ana Maria, ai 8 secunde ca să răspunzi la fiecare întrebare astăzi. Prima valorează 200 de euro, dublăm, sper, la 400, la 800 sau la până la 1600. Tu decizi asta, te poți opri după fiecare răspuns corect și rămâi cu banii câștigați până atunci sau dublezi de fiecare dată, însă banii rămân la noi dacă tu răspunzi greșit sau răspunzi după intervalul pe care ți-l oferim noi de 8 secunde, da? Da. Ne auzi bine, totul e ok, suntem în regulă, adică ai vreo contestație de făcut, nu știu, întreb acum acasă. Da? Bine. Știi că întrebările, prima întrebare a lui Moise. Da. Întrebările lui Moise sunt întotdeauna accesibile. Hai, începem când ești gata. Da. Putem începe. 200 de euro. De euro. Ana Maria, spune-mi care este municipiul reședință al județului Telorman? Dolj? Da. Ok. Deci, cineva ne răspunde pe Facebook, Roșiorii de Vete. Dolj. Municipiul reședință de județ al județului Telorman este Dolj. Alexandria. Mamă, a venit răspunsul acum. Au găsit fetele. Adevăr e că e greu să găsești informații despre Telorman. Dacă scrii Telorman, scrie Dragnea. Răspunsul e Dragnea la tot. Cred că era mai aproape dacă răspundeai București. Cred că acum au apărut primele pagini cu videle. Știi? Până să ajungă la Alexandria. Te-a încurcat Moise, Ana Maria, nu? Moise numai de astea face. A încurcat și ieri, a încurcat și azi. Te-a încurcat. Alexandria e răspuns corect, însă a venit la vreun minut așa după... Dolji... E mai puțin, adică nu e chiar atât de mult reședința județului Telorman cât ar fi Alexandria. Dolj are propriile probleme cu propria reședință de județ. Bine, bine, mulțumim tare mult, Ana Maria. Asta înseamnă că reportăm suma de la care plecăm, da? 200 de euro, punem peste 100, cea de mâine, plecăm de la 300 de euro, ajungem la 600, 1200, respectiv mâine putem da 2400 de euro. Un ascultător ne spune care este, de fapt, reședința județului, este Ciudad de Dragnea. Mulțumim pentru că v-ați uitat la noi și pe Facebook, la Dublu sau Nimic. Vreau să ne vedem mai lung mâine. Mai mult mâine, da. Petreanu l-a pus să promită. Nu mai repetăm muzica la Europa FM. Când? Cât e lumea la serviciu? Facem așa, uite, de la 9 la 17 nu mai repetăm muzica. Deci, domnul Zafiu, nu repetă, măi, te angajezi? Vlad, nu mai repetă. Vitca. Deci nu repeți piese. Promit